Vă spun și eu bună dimineața și aș vrea în dimineața asta să continuăm seria noastră prin cele 7 semne. Însă aș vrea să o facem privind prin lentila lui Ioan 20. Și Ioan 20 cu 30-31 spune că Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea pe care le vedeți, care au fost scrise, au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Cu alte cuvinte, semnele au un obiectiv destul de clar enunțat și obiectivul este să ajungem la credința în numele lui Iisus Hristos, care este credința mântuitoare. Având în vedere scopul declarat al fiecăruia dintre aceste 7 semne, cred că se merită să ne punem întrebarea, dar ce este credința? Pentru că trăim într-o țară în care credința este pe buzele tuturor, dar nu cred că toți cred același lucru despre credință. Așa că ce aș vrea să facem este să ne uităm la subiectul acesta al credinței și o vom face pornind din Evrei. Vom porni în Evrei 11, urmând să ajungem în Ioan 11. Așa că haideți împreună cu mine și în timp ce focalizăm și strângem tot mai mult lentila pe text, aș vrea să vedem cum ne explică Ioan 11 ce este credința și cum funcționează această credință. Așa că v-aș invita să deschidem în Evrei 11 de data aceasta și o să ajungem, vă promit, și în Ioan 11. Evrei 11 cu versetul 1 spune așa: și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu. Așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain, prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, pe de o parte, și pe de altă parte că El răsplătește pe cei ce îl caută. Așa că definirea termenilor și în speță definirea credinței trebuie să înceapă din Scriptură, însă înainte de a ajunge la Scriptură v-aș aduce puțin prin dicționarul explicativ al limbii române. Pentru că suntem un popor creștin, credincios, ar trebui să ne arate până și dicționarul că termenii pe care îi folosim sunt cel puțin biblici. Așa că Dexul spune în felul următor: în primul rând, credința este faptul de a crede în adevărul unui lucru. Într-un sens învechit, credința este încredere. O încredere pe care cineva o poate inspira. Într-al treilea rând, avem sensul de fidelitate, devotament, statornicie față de cineva sau de ceva, probabil că credincios, credincioșie ar fi cuvântul pe care l-am folosit mai des. Un al patrulea sens este nădejde, speranță. Dar fiți atenți în al cincilea sens. În al cincilea sens începem să vedem focalizarea acestui termen în sfera bisericii. Credința este convingerea despre existența lui Dumnezeu, mărturisirea acestei convingeri prin respectarea prescripțiilor bisericești. Din ce sferă o fi cel care a redactat definiția respectivă? Interesant, nu e așa cum ni se spune despre respectarea unor datini culturale, religioase, respectarea prescripțiilor bisericești. Dacă sărim gardul puțin în afara țării noastre, ne uităm în dicționarul Merriam-Webster, un dicționar britanic care spune în felul următor: credința este siguranța cu privire la ceva în ciuda lipsei dovezilor. Acum, citesc definiția asta și mă pune pe gânduri, dar mă și enervează pentru că eu cred pentru că am dovezi, nu în ciuda lipsei dovezilor. Și asta te face să pui destul de serios întrebarea: ce-i credința? Ce înțelegem vis-a-vis de credință? Definirea termenilor este din ce în ce mai esențială, mai ales în cultura noastră, pentru că cei ce definesc termenii de obicei controlează conversațiile, iar cei ce le controlează de obicei le câștigă. Așa că credința la români. Credința la români a fost un studiu, titlul unui studiu din 2018, și în 2018 ni se spune
îl găsiți destul de ușor pe internet, că 95% dintre români sunt religioși. Dar ne mai spune că 89% dintre români cred în Dumnezeu. Deci poți să fii religios fără să crezi în Dumnezeu. Dar uitați-vă mai departe. 44% dintre români se roagă zilnic. Eu cred că e generoasă afirmația. 33% sunt religioși practicanți. Și 21% merg săptămânal la biserică. Ca norocul că nu pot răspunde românii dacă câți din aia 21% sunt mântuiți. Că cine știe ce procente am obține. Dar observați, credința la români are diferite aspecte și diferite înțelegeri. Așa că trebuie să înțelegem ce este credința. Cum aș vrea să facem asta? În primul rând, contrastul este mama clarității. Dacă punem lucrurile în contrast, amândouă se văd mai bine. Și dacă amândouă se văd mai bine, ce ar trebui să facem este să vedem ce nu este credința, ca mai apoi să putem să vedem ce este credința. Și dacă le punem una lângă alta, o să vedem cum lucrurile încep să se sedimenteze. Paul Tillich, un teolog renumit, spune: cuvântul credința trebuie vindecat înainte de a vindeca pe alții. De aceea, hai să vedem ce nu este credința. Dacă ne uităm în felul acesta, la termenul ăsta, credința, în primul rând, nu este un sentiment subiectiv, religios și vag, despărțit de un adevăr obiectiv. Nu vă temeți, nu am mai spus, când vii la Via, pleci mai deștept. Poate nu reușim în dimineața asta, dar încercăm. Ce înseamnă lucrul ăsta? Ce vreau să ilustrez cu faptul că credința nu este un sentiment subiectiv, ține doar de mine, vag, nu pot să-l definez foarte clar, despărțit de adevărul obiectiv. Hai să exemplificăm prin ceea ce urmează să facem tot săptămâna viitoare. Hristos a înviat. La al doilea serviciu tot de lumea metrează. Adevărat a înviat. Dacă am răspunde imediat cu: tu chiar crezi lucrul ăsta? Dacă am întoarce întrebarea și am pune felul următor întrebarea: crezi în divinitatea lui Iisus Hristos, moartea lui, învierea lui, iertarea păcatelor, nevoia astâmpărării mâniei lui Dumnezeu? Deja ne-am pierde partenerul de dialog. Dar dacă luăm la puricat ce înseamnă adevărat a înviat, s-ar putea să vedem cum noi răspundem cu adevărat a înviat strict nominal, cultural, creștin românește. Dacă este să luăm la puricat ce înseamnă adevărat în viață, ar putea să nu obținem răspunsul atât de ușor, pentru că, să fim serioși, nu credem chiar toate minunile, nu? Ni se va spune. Hai să vă pun niște întrebări despre minunile din Vechiul Testament. Tu chiar crezi o balenă să înghită pe cineva 3 zile și apoi? Observați că dacă mergem și săpăm un pic în detaliu, s-ar putea să obținem niște adevăruri obiective pe care nu le credem. Și atunci nu mai ești credincios. 2. Credința nu este o atitudine a celui ce acceptă ceva ca fiind adevărat fără a avea dovada. Credința nu este un salt în neant, un salt în întuneric. Nu ți se cere să lași creierul la intrare ca să poți să faci saltul respectiv. Deseori ni se cere lucrul ăsta în anumite medii și în diferite scopuri. Dar credința nu este așa ceva. Poate ați auzit despre omul care merge la psihiatru fiind ferm convins că este mort. Și psihiatru nu mai știe ce să facă cu el și la un moment dat ia un pix, îl înfige în pulpă și țâșnește sângele. Ce, nu-i dovada supremă că ești viu? Nu. Se pare că și cadavrele sângerează. Păi, cam asta facem. În momentul în care ne modelăm dorințele și căutările după niște scopuri ale noastre, personale. Credința nu este o atitudine. Credința e mult mai mult de atât. Și 3. Credința nu este gândire pozitivă. Acum intrați în orice librărie și veți vedea rafturi întregi despre cum să gândești pozitiv, cum să îți spui că ești bine chiar dacă tu nu ești sănătos, ca să te simți bine. Credința nu e magie, credința nu are nimic de a face din sfera asta, pentru că credința este bazată pe cu totul altceva. Așadar, ce este credința? Am văzut ce nu este, hai să vedem în ce context apare. În Evrei 11 am văzut definiția credinței, însă Evrei 11 se construiește pe Evrei 3.
și v-aș invita să deschidem în Evrei 3. Și în Evrei 3, de la versetul 7, textul începe să aducă lumină vis-a-vis de ce este credința și rolul dintre credință, sentiment și lipsa sau prezența dovezilor. Hai să ne uităm în Evrei 3, de la versetul 7. De aceea, cum zice Duhul Sfânt, începe textul: astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare. Și observați acolo: și au văzut lucrările mele. Ăsta e adevărul obiectiv. Au văzut dovada. A fost în fața lor, nu a fost fabricată de ei, n-a fost niciun fel de manipulare emoțională acolo, ci au văzut lucrările mele. 40 de ani, nu odată, nu li s-a părut, a fost constantă cu ei 40 de ani. De aceea m-am dezgustat de neamul acesta, versetul 10, și am zis: ei totdeauna se rătăcesc în inimile lor, n-au cunoscut căile mele. Am jurat dar în mânia mea că nu vor intra în odihna mea. Luați seama dar, fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă. Alăturarea necredinței de o inimă rea. Observați că merg la pachet lucrurile astea. Apoi, această inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi câte vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul dintre voi să nu se împietrească. Din ce cauză? Din lipsa dovezilor? Nu, ci prin înșelăciunea păcatului. Căci ne-am făcut părtașa lui Hristos dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Care început? Câte vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii. Cine au fost în adevăr cei care s-au răzvrătit după ce auziseră? Ăsta e din nou adevărul obiectiv, ceea ce auzi, ceea ce ți se descoperă. N-au fost oare toți aceia care ieșiseră din Egipt prin Moise? Acum, gândiți-vă că cei care au ieșit din Egipt prin Moise sunt acei oameni care au experimentat dintre cele mai grandioase, spectaculoase minuni posibile. Să fi fost martorul celor 10 urgii. Să fi trecut prin Marea Roșie, mare despărțită, și tu să te răzvrătești, să zici: eu nu cred. Deci nu e problema legată de dovezi. Și ce au fost aceia care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și celor trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu ascultaseră? Vedem dar că n-au putut să intre din pricina cui? Din pricina necredinței lor. Dar observați că necredința lor nu este cauzată de lipsa dovezilor, așa cum ni se spune astăzi. Dacă aș vedea, aș crede. Dacă ar învia morții, aș crede. Mi-a spus cineva: eu o să vin la biserică când o să levitați toți când vă rugați. Cu alte cuvinte, cerem niște lucruri pe care nu o să le primim, dar le cerem ca să punem un obstacol între noi și cerința asta constantă de a crede. Evrei 10 cu 38 spune așa, tot evrei, ca să pregătească Evrei 11: cel neprihănit va trăi prin credință, dar dacă dă înapoi, sufletul meu nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să se piardă, ci din aceia care au credință, observați, pentru mântuirea sufletului. Credința are ca scop mântuirea. Altfel rămâne doar un lucru frumos de vorbit. Dar noi credem ca să fim mântuiți. Și atunci ce este credința? În textul din Evrei 11, că acolo am ajuns, și credința este o încredere, cuvântul grecesc pentru încredere este hypostasis. Hypo, sub, stasis, asta, asta sub. Cu alte cuvinte, credința este un fundament. Credința este o temelie, o bază neclintită ca să înțeleg ceea ce nu văd. Așa înțelege autorul cărții Evrei credința, ca fundament pentru tot ceea ce există. Dacă mergem înspre Romani, vom vedea că în Romani există un alt cuvânt, elehos, și anume: căci în nădejdea aceasta am fost mântuiți. Adică convingere. O convingere neclintită. Eu am calculat, am analizat și am convingere cu privire la ceva ce am văzut. Romani 8:24 e textul despre care vorbesc. Așadar, credința nu este bazată pe sentimente, cum am spus mai devreme, ci este bazată pe existența și credincioșia lui Dumnezeu.
Evrei 11:6, și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, că El există, existența lui Dumnezeu, dar trebuie să creadă și că El răsplătește pe cei ce îl caută. Ăsta e caracterul lui Dumnezeu. Fiindcă Dumnezeu există, dar Dumnezeu este un anumit Dumnezeu, Dumnezeul Scripturii, așa cum le exprimă Scriptura, cu caracterul pe care ne-l arată prin paginile Scripturii. Așa că Dumnezeu, ăsta e adevărul numărul unu, și anume că Dumnezeu există și că răsplătește. Practic asta a crezut Noe. Fă o barcă. Fă o barcă că te salvezi. Ce a crezut Noe? Că cel care îi spune există și că face ce a promite că face. Și Noe s-a pus să construiască o barcă. O mai fi văzut barcă înainte? Gândiți-vă la credință ca la un act de proprietate semnat în prezența unui notar. Să ne imaginăm că am cumpărat o proprietate într-un loc în care n-am mai fost niciodată. Și l-am cumpărat oarecum prin telefon. L-am văzut, știu, adică l-am auzit, poate am căutat pe OLX sau unde l-ați văzut, ați negociat prin telefon și ați mers la notar să semnați actul de proprietate. Și conversația se naște. Ai văzut terenul? L-ai cumpărat? L-ai văzut? Nu l-am văzut. Dar știi că există? Știu că există. Ce garantează că există terenul respectiv? Actul de proprietate. Și ce anume de pe actul de proprietate? Semnătura notarului. Și te bazezi pe caracterul notarului. Crezi că raiul există? Da. L-ai văzut? Nu. Dar există? Da. Pe ce te bazezi? Pe actul de proprietate. Cine l-a semnat? Dumnezeu. Caracterul lui Dumnezeu garantează că raiul există. Altfel, despre ce vorbim aici? Ceea ce mă duce la următorul punct, și anume, credința se bazează pe cunoaștere. Credința se bazează pe cunoaștere care este 100% dependentă de ceea ce ne descoperă Dumnezeu. Și anume, aceasta este viața veșnică, Ioan 17:3, și anume, să te cunoască pe tine. Cum mai exact? Ioan 1:18. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, ci singurului Fiu, care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut. Cu alte cuvinte, ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, trebuie să-L cunoaștem pe Fiul. Ca să-L cunoaștem pe Fiul, trebuie să deschidem paginile Scripturii. Pentru că Scriptura vorbește despre Fiul descoperit de Iisus prin cuvântul lui Dumnezeu. Nu prea putem să ocolim lucrurile astea. Cunoașterea Dumnezeu se face prin Fiul. Și în felul acesta cunoaștem caracterul lui Dumnezeu, ca să putem crede că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Cine garantează această cunoaștere? Că la urma urmei poate bâșbâim, fiecare interpretează cum vrea, mai ales într-un context evanghelic, în care nu așteptăm să se dea lumină dintr-un anumit loc. Deschidem Scriptura și putem să citim. Păi cine garantează? Ioan 1 Ioan 5. Iisus Hristos este Cel ce a venit cu apă și cu sânge, nu numai cu apă, ci cu apă și cu sânge, și Duhul este Cel ce mărturisește despre lucrul acesta, fiindcă Duhul este adevărul. Căci trei sunt cei care mărturisesc în cer: Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt, și aceștia trei una sunt. Practic avem garanția că ceea ce cunoaștem prin intermediul Cuvântului Scris este adevărul. Într-al treilea rând, credința este un dar de la Dumnezeu. Și Efeseni 2:8 spune: căci prin har ați fost mântuiți prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Cam așa vedem contrastele între ce nu este și ce este credința, însă ne ajută foarte mult să o înțelegem și mai mult dacă ne uităm puțin în literatura reformaților din secolele 16-17. Pentru că în literatura reformată apar trei cuvinte diferite care explică credința mântuitoare. Și sunt trei cuvinte latinești, primul fiind notiția. Probabil că ați mai auzit lucrurile astea. Notiția se referă la conținutul credinței sau la acele lucruri pe care le credem. Citim informația. Asta este informația pe care trebuie să o înmagazinăm ca să avem ce crede. Notiția este primul pas. Al doilea pas este asensus. Asensus este convingerea că acel conținut este adevărat. Cu alte cuvinte, poți ști despre credința creștină și totuși să nu o crezi ca fiind adevărată. Notiția asensus. Al treilea punct este fiducia. Și fiducia se referă la încrederea personală. În engleză există două cuvinte un pic mai bune: personal trust and reliance.
Tu te bazezi pe ce citești acolo. Le iei ca fiind suficiente să-ți pui viața în joc pentru ce scrii acolo. Asta e încrederea neclintită. Există o ilustrație exprimată în diferite moduri ca să punem toate cele trei cuvinte cap la cap. Notiția spune că eu cred că e posibil ca cineva să treacă cascada Niagara împingând o roabă pe un fir întins deasupra apei. Asta e notiția. Eu cred că e posibil. Asensus înseamnă că pot să te invit să vezi împreună cu mine trecerea cascadei Niagara și cumpărăm bilete și pornim în direcția respectivă. Fiducia însă înseamnă că odată ajungi pe malul apei, suntem dispuși să ne urcăm în roaba respectivă. Cam asta ne cere Dumnezeu când zice să credem în El. Nu doar declarativ, triumfalist, da, eu cred, El poate, ci eu să mă iau de mână cu El și să trecem împreună apa respectivă. Cam asta e fiducia. Și există un text care ia toate cele trei cuvinte și le pune la oaltă. 1 Tesaloniceni 2 cu 13. De aceea mulțumim fără încetare lui Dumnezeu că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu, notiția, auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, asensus, ci așa cum și este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în care voi credeți, fiducia. Când cuvântul respectiv lucrează, produce credința mântuitoare, fiducia. Și acum am ajuns la Ioan 11. Cum se manifestă credința asta? Așa că vă invit să deschidem în Ioan 11 și o să trecem prin tot textul ca să luăm 5 lecții care să ne ajute, unu, să ne verificăm, să ne analizăm sau să trăim credința așa cum este ea exprimată într-unul din cele 6 semne, menit să ne facă să credem și să avem viața veșnică. Așa că, ne uitând că scopul pentru care au fost scris este să credem că Iisus este Hristosul, să citim ce se întâmplă acolo. Un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei era bolnav. Maria era aceea care a uns pe Domnul cu mir și i-a șters picioarele cu părul ei și Lazar cel bolnav era fratele ei. Observăm că este o relație de familie, avem două surori și un frate și surorile sunt cele sănătoase, îl cunosc pe Iisus în așa măsură încât să poată să intervină și fratele lor este bolnav. Surorile au trimis să-i spună, Doamne, iată că acela pe care îl iubește este bolnav. Deci nu e un oarecare Lazar pentru noi, dar pentru Iisus este acela pe care îl iubește. Un pic de sucirea mânei la spate, un pic de manipulare emoțională. Nu-i Lazar, e Lazar pe care îl iubești, care e bolnav. Dacă vreți, avem în fața noastră o rugăciune rostită și acționarea în privința rugăciunii rostite. Doamne, vino, te așteptăm, ăsta e cazul, trebuie să intervii. Și te rugăm să îl pui mai în față dosarul, fiindcă e Lazar pe care îl iubești. N-avem timp de așteptat. Cam așa sună rugăciunea asta. Și tocmai rugăciunea asta este dovada credinței lor. Pentru că nu stau pe gânduri, nu se negociază să-l chemăm, să nu-l chemăm, ci se acționează. Hai să trimitem vorbă. Duceți-vă la Iisus, spuneți-i că Lazar e bolnav. Dar îi spuneți așa cum zicem noi. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și ni se repetă versetul 5, și Iisus iubea pe Marta și pe sora ei și pe Lazar. Cu alte cuvinte, 1. Ni se spune că boala aceasta nu va sfârși prin moarte, practic ridică standardul așteptărilor noastre, și în al doilea rând se ridică și mai tare standardul când ni se repetă că Iisus iubește și pe Marta, și pe Maria, și pe Lazar. Ca așteptarea să fie că Iisus pornește imediat într-acolo. Însă care e prima lecție pe care aș vrea să o învățăm? Dacă boala aceasta nu va sfârși prin moarte, prima lecție pe care o învățăm este că există un scop dincolo de înțelegerea noastră a ceea ce ni se întâmplă. Se poate ca noi să fim depășiți de situație, dar niciodată Dumnezeu. Și diferența o face credința. Fiindcă credința acestui adevăr sau înțelegerea acestui adevăr creează o credință autentică în ce? În suveranitatea lui Dumnezeu. Cum își țin părinții mintea întreagă când își îngroapă copiii?
crezând că Dumnezeul cel suveran a îngăduit asta și știe de ce. Poate că nu înțeleg de ce, dar cred că Dumnezeu știe de ce. Cum continuăm să ne rugăm pentru Alara? Exact cu aceeași credință în fața Dumnezeului cel suveran. Și asta face Dumnezeu când îi aduce pe Marta, pe Maria și pe Lazar în punctul ăsta. Și Iisus iubea pe Marta și pe Maria și pe sora ei și pe Lazar. Deci când au zis că Lazar este bolnav, a plecat imediat într-acolo. Nu-i așa? Păi asta trebuia să facă. Adică ne-am rugat, am postit, am trimis vorbă după el, i-am amintit ce relație specială avem cu el. Așa că ne așteptăm ca el să vină. Dar textul ne spune că atunci când au zis că Lazar este bolnav, a zăbovit 2 zile în locul în care era și în urmă a zis ucenicilor, hai să mergem să ne întoarcem în Iudeea. Și cuvântul ăla, am zăbovit, e așa de enervant acolo. Pentru că putea să ni se spună, dar Iisus mai avea de vindecat încă 20 de persoane și nu a putut să plece încă. A mai durat 2 zile până a vindecat pe celelalte 20 de persoane. Putea să ne spună că, dar Lazar a fost ocupat cu altă înviere, despre care nu vă spunem pe pagina acestei cărți. Nu știu, orice altceva. Dar ne lasă să citim că a zăbovit. Cu alte cuvinte, în ochii Martei și Mariei, Iisus a pierdut vremea încă vreo 2 zile. Și ne-am trimis vorbă după el și am explicat cât de mult ne iubește și cât de mult îl iubim noi. Și el zăbovește. Ce să înțeleg de aici? Ei bine, am putea să înțelegem că Dumnezeu aude rugăciunile noastre chiar și când nu răspunde. Pentru că dacă Iisus n-ar fi auzit cererea Martei și a Mariei, acela nu era zăbovire. Acela ar fi fost, dar Iisus nu a știut că îl cheamă sau că îl așteaptă. Dar Iisus a mai zăbovit 2 zile. Dar există un scop acolo. Pentru că El răspunde chiar dacă nu o face cum am vrea noi să răspundă. Dar când pricep acest adevăr și pricep primul punct și anume că să cred în suveranitatea lui Dumnezeu, trebuie să zic amin chiar când Dumnezeu răspunde altfel decât i-am cerut eu să facă. Iisus, Lazar e bolnav. Îl iubești. Hint, hint. Vino odată. Și Iisus mai zăbovește 2 zile. Hai să mergem în versetul 11. După aceste vorbe, le-a zis, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Ucenicii au zis, Doamne, dacă doarme, are să se facă bine. Iisus vorbise despre moartea lui, dar ei credeau și observați de câte ori apare cuvântul știu sau cred, știu sau cred. Credeau că el vorbește despre odihna căpătată prin somn. Atunci când Iisus își dă seama că ăștia bâșbâie și nu prea înțelepce ce li se întâmplă, le zice pe față, Lazar a murit. Și apare încă un verset care ne deranjează acolo și mă bucur că n-am fost acolo. Doamne, deja încep să te joci un pic cu nervii noștri, pentru că te-am chemat, n-ai venit, am înțeles că n-ai venit, că ai fost ocupat, dar acum când vii, ne mai și spui că te bucur că n-ai fost acolo și că a murit? Țineți minte, scopul acestui semn este ca voi să credeți că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Ca să credeți că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, voi trebuie să experimentați moartea lui Lazar. Cam asta le spune Iisus. Și mă bucur că n-am fost acolo pentru voi ca să credeți. Deci pentru voi mă bucur, care l-ați văzut pe Lazar murind. Și m-ați văzut pe mine zăbovind. Și n-ați priceput de ce zăbovesc. Dar acum hai să mergem la el. Atunci Toma a zis geamăn, a zis și alți ucenici, hai să mergem și noi să murim cu el. Când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Și aici avem una dintre explicațiile textului, ne spun că în cultura populară evreiască, după ce murea omul, 3 zile încă era o speranță că încă se poate întâmpla ceva. 3 zile se aștepta. Și nu era văzută ca minune. Era o oarecare așteptare. Se poate întâmpla. De aceea, cred eu, Iisus zăbovește 2 zile, ca după ce adaugă zilele de transport, să se facă 4 și omul să fie mort de-a binelea. Așa că Lazar era de 4 zile în mormânt. De ce se întâmplă lucrul ăsta? De ce îi duce Iisus pe oamenii ăștia, pe Marta, pe Maria,
toată audiența în punctul în care nici o credință populară nu le mai oferă vreo speranță. Eu cred că pentru a produce o credință puternică în noi, Dumnezeu deseori ne duce în punctul în care El este singura noastră opțiune. Acum, suntem majoritatea adulți în sală, cel puțin fizic, dar deseori ne facem planul A, planul B, planul C, D și apoi vedem ce are și Dumnezeu de zis. Și s-ar putea ca Dumnezeu să ne treacă, să ne lase să mergem prin planul A, B, C, cu toate depresiile și frustrările care vin la pachet. Ca în sfârșit să zicem, Doamne, Tu ce ai de zis? Și astea sunt cele 4 zile în care Lazar ajunge în mormânt. Și acum, fiecare dintre noi știm cum ne-am plănuit viața și cum arată vis-a-vis de cum ne-am plănuit-o. Fiecare știm la ce facultate am vrut să dăm și ce lucrăm acum cu facultatea terminată. De ce se întâmplă lucrul ăsta? S-ar putea să fie în categoria Lazării de 4 zile în mormânt. Pentru ca voi să credeți. Și fiindcă Betania era aproape de Ierusalim, cam la 15 stadii, mulți din iudei veniseră la Marta și Maria ca să le mângâie pentru moartea fratelui lor. Cu alte cuvinte, vestea morții a ajuns în toată zona și lucrurile se complică destul de serios pentru Iisus, fiindcă era de așteptat să intervină, fiindcă îl iubea pe Lazar. Și nu vine. Așa că oamenii încep să se apropie de localitate ca să participe la înmormântare. Când a auzit Marta că vine Iisus, a ieșit înainte, iar Maria ședea în casă. Marta i-a zis lui Iisus, și observați aici, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu, jap, jap, se aude pe fundal. Fiindcă noi am trimis vorbă după tine. Tu nu poți să zici că n-ai știut. Și tu-l iubești pe Lazar. Și n-ai venit. Am auzit interpretări ale textului care spun că așa ceva nu se face. Eu sunt în extrema opusă și zic, din contră, când crezi în Iisus Hristos, așa ceva se face. Și anume, să-mi exprim în rugăciune cele mai profunde frustrări la adresa lui Dumnezeu. Dacă lui nu pot să-i spun, cui pot să-i spun? Fiindcă rostirea acestei rugăciuni este semnul credinței, nu necredinței. Și deseori suntem învățați cu o credință triumfalistă în care declarăm doar victoriile, nu și eșecurile. Și pentru Marta și Maria, lipsa intervenției lui Iisus a fost un eșec. Poate al credinței lor, poate al Dumnezeului lor, dar ele își exprimă nemulțumirea exact la adresa celui care le-a dezamăgit. Doamne, dacă erai aici, nu se întâmplă asta. Cu alte cuvinte, noi insistăm să credem că dacă erai aici, era bine, dar n-ai venit. Nu știm de ce, nu știm ce te-a reținut, dar n-ai fost aici, noi suntem dezamăgite. Pentru că credința autentică presupune o relație cu Dumnezeu în care suntem onești în rugăciunile noastre până la punctul în care printre dinți scrâșnim nemulțumirile noastre. Gândiți-vă la Domnul Iisus, grădina Ghețimani. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Vorbim despre Fiul lui Dumnezeu, care exprimă verbal, de ce? Tu care ai creat lumea, nu puteai să găsești o altă soluție? Întrebarea e când și cum ne exprimăm frustrările astea la adresa lui Dumnezeu. Fiindcă s-ar putea ca dacă întotdeauna căutăm credința aia triumfalistă, care e numai pe culmi, să fim foarte dezamăgiți de credința pe care o avem. 22. Dar și acum știu, observați acel notiție acolo, știu că orice vei cere de Dumnezeu, îți va da Dumnezeu, doar ești Fiul lui Dumnezeu. Iisus a zis, fratele tău va învia. Din nou, știu. Maria îi spune, Doamne, eu am citit și Erickson și Grudem, știu teologie sistematică, știm că urmează o înviere. În ziua de apoi. Și Iisus îi zice, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi tu lucrul acesta? Da, Doamne, a zis ea. Cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Ea se duce înapoi la manual.
După aceste vorbe, s-a dus și a chemat în taină pe soră sa Maria și a zis, a venit învățătorul și te cheamă. Maria, cum a auzit, s-a sculat iute și s-a dus la el, căci Iisus nu intrase încă în sat și era tot în locul în care îl întâlnase Marta. Iudeii care erau cu Maria în casă și o mângâiau când au văzut-o sculându-se iute și ieșind afară, au mers după ea și ziceau, se duce la mormânt ca să plângă acolo. Maria, când a ajuns unde era Iisus și l-a văzut, s-a aruncat la picioare și a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu, jap, jap. Exact aceeași replică. Același reproș. Aceeași atitudine. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care venise cu ea, s-a înfiorat în jurul Duhului și i-a zis, și s-a tulburat, unde? Și a zis, unde l-ați spus? Doamne, au răspuns ei, vino și vezi. Și Iisus plângea. Atunci iudeii când au zis, iată cât îl iubea de mult, fiindcă ei presupuneau că plânge după Lazar. Dar s-ar putea să plângă din alte motive. Când vede ce se întâmplă în jurul lui și cât de mică e credința și cât de greșit o înțeleg și o aplică. Și unii din ei ziceau, urmează iarăși jap-jap, el care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Practic toată audiența îi siderată de lipsa intervenției lui Iisus, care a fost chemat. Iisus a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră la intrarea căreia era așezată o piatră. Observați că vorbim despre un om mor de-a binelea peste care s-a pus piatra. A fost îngropat deja. Dați piatra la o parte, zice Iisus. Marta, sora mortului, zice, Doamne, miroase greu, că și mor de 4 zile. Cu alte cuvinte, a intrat în putrefacție. Miroase a cadavru aici. Și Iisus îi zice, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Marta, cred că se gândește la ce a răspuns mai devreme, când a zis, da, cred că vei învia la învierea de apoi. Da, cred că ești Fiul lui Dumnezeu. Ea, practic, tot pe lângă dădea cu răspunsurile. Zice, Marta, te-am adus până aici ca să pricepi odată cum stă cu învierea. A luat dar piatra din locul în care zăcea mortul. Iisus a ridicat ochii în sus și a zis, Tată, îți mulțumesc că m-ai ascultat. Știam că totdeauna mă asculți, dar vorbesc astfel pentru că norodul ăsta care stă împrejur, Marta și Maria, sper că mă aud, să creadă că tu m-ai trimis. Acum, întrebarea e, de ce Iisus face minuni așa cum o face? Așteaptă până când Lazar ajunge în mormânt, așteaptă până când pe gura grotei respective se lasă o lespede de piatră și le zice, dați piatra la o parte. Acum, dați piatra la o parte se citește ușor, dar se face mai greu. Fiindcă era vorba despre mulți oameni care trebuiau să tragă o piatră de aproximativ o tonă, probabil. Cu alte cuvinte, să transpire, să fie efort acolo. Stai să ne strângem, cine se pune, hai și tu. Și se face o zoală acolo. De ce? Eu îmi imaginez că Iisus care creează toată lumea, Dumnezeu care creează universul și lumea prin Iisus, putea să facă minunea asta mult mai spectaculos. Să zică, Lazar, ieși afară, să se sfarme piatra și într-un nor de praf să apară Lazar, cu lumină din spate. De ce dați piatra la o parte și așteptăm să se facă toată mișcarea asta de forță? Pentru că eu cred că primii care cred în învierea lui Lazar și în puterea învierii lui Iisus Hristos sunt aceia care au fost primii care au tras în nările lor mirosul de cadavru din mormânt. Dați piatra la o parte. Ei, când l-au văzut pe Lazar, au fost primii convinși. Fiindcă deseori Hristos ne duce până în punctul în care trebuie să experimentăm neajunsurile noastre ca să credem cât de mare El. După ce a zis aceste vorbe, a strigat cu glas tare, Lazare, vino afară! Și mortul a ieșit cu mâinile și picioarele legate, cu fâșii de pânză și cu fața înfășurată cu un ștergar. Și Iisus le-a zis, dezlegați-l, lăsați-l să meargă. Și acum uitați-vă care e cuvântul care mă enervează cel mai tare în tot textul. Mulți din iudeii care veniseră la Maria, când au văzut ce a făcut Iisus, au crezut în El. Ce cuvânt trebuia să fie acolo? Toți iudeii, când au văzut că omul ăsta a înviat, trebuiau să creadă că Iisus este Fiul Dumnezeu. Dar se pare că nici măcar învierea din morți a unui om nu-i de ajuns.
ne întoarcem la evrei. Că nu-i problemă de lipsă de dovezi. Ne întoarcem la Merriam-Webster. Credința în lipsa dovezilor. Nu despre asta e vorba. De ce? Pentru că în urma dovezilor clare, unii cred și îl urmează și alții cred, dar îi deranjează. Hai să vedem ce spune textul. Dar unii dintre ei s-au dus la farisei și le-au spus ce făcuse Iisus. Cu alte cuvinte, au crezut ce făcuse Iisus, că s-au dus să relateze. Atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat soborul și au zis, ce vom face? Omul ăsta face minuni. Deci ei nu contestă că Iisus face minuni. Nu contestă că Lazar a înviat. Alta e problema, și anume, dacă lăsăm așa, toți vor crede și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru, subliniați locul nostru și neamul. Cu alte cuvinte, în momentul în care crezi, știi că trebuie să renunți la multe lucruri. Și s-ar putea ca ceea ce spui tu că e necredință, e de fapt să fie atașamentul prea mare de acele lucruri de care nu vrei să te lași. E mult mai ușor să zici, nu cred, decât să zici, eu cred, dar dacă spun că cred, îmi pierd renumele, statutul. Puneți dumneavoastră ce veți acolo. Dacă lăsăm așa, toți o să creadă. Și ne pierdem și locul și neamul. De aceea îl mărturisim public pe Hristos. Declarând că îl urmăm pe Hristos indiferent de cost. Și întrebarea de final pentru fiecare dintre noi și pentru mine și pentru voi este ce fel de credincioși suntem noi? Suntem noi niște credincioși care ne fabricăm propria noastră neprihănire și aparențe ca să ieșim bine? Sau suntem noi acei credincioși care știm că am păcătuit, că nu avem nicio șansă fără Hristos și că până nu capitulăm total în fața lui Hristos, nu avem nicio șansă? Roman 3 cu 21 spune așa, 20, căci nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința deplină a păcatului. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii, și anume neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credința în Iisus Hristos, pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Și nu mai este nicio deosebire, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și în același timp știm că acest Iisus a venit și a fost dat pentru noi, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Te-aș întreba unde ești tu astăzi, unde sunt eu astăzi și unde suntem noi ca și biserica astăzi. Și cred că găsim răspunsuri în Scriptură pe genunchi. Hai să încheiem în rugăciune. Vă invit să plecăm capetele. Doamne Dumnezeule, stăm înaintea Ta și e incredibil cum niște întâmplări scrise pe paginile Scripturii pot să pună niște întrebări cu niște semne atât de mari de întrebare în dreptul nostru. Și, Doamne, e fascinant cum răspunsul este tot acolo, în textul respectiv. Și, Doamne, am vrea să putem să înțelegem când ne spui adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut de la moarte la viață. Am vrea să putem întreba și noi, ca și temnicerul care zice, ce trebuie să fac să fiu mântuit? La care să fim convinși de cuvântul care spune, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta.
Te rugăm, Doamne, în săptămâna în care intrăm în mod special, cercetează-ne, caută-ne, trage-ne de mânecă, îmbrâncește-ne ca să ne gândim la ce sărbătorim. Pentru că la sfârșitul acestei sărbători să știm că am sărbătorit-o ca parte din familie și nu ca spectatori. În numele Domnului Iisus te rugăm. Amin.